Noi am vrea ca Dumnezeu acum a bătut la ușă imediat să ne deschide. nu i chiar așa. Că și Dumnezeu a bătut la ușă inimii noastre ani de zile și n-am răspuns. Noi oamenii trăim despărțiți de Dumnezeu o viață întreagă și nu ne pasă. Nu Dumnezeu a creat iadul, nu Dumnezeu trimite păcătoși în iad și nu Dumnezeu e Cel care condamnă, ci noi singuri ne alegem drumul acesta. Domnul Iisus a înviat cu slavă și n-au crezut oamenii, am înviat Domnul Iisus a treia zi și iată după 2000 de ani oamenii tot nu cred în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făgăduit că dacă vom fi cu El, vom rămâne cu El, vom avea parte de El și trebuie să credem. Cine primește cuvântul lui Dumnezeu și crede în El și îl ascultă pe El, a trecut de la moarte la viață. Fără Domnul Iisus nu putem să trecem de la moarte la viață. Doamne, Părinte Avraame, mai lasă-ne măcar o dată să mai mergem și noi la biserică, poate că dacă ni se va mai face hatârul acesta, nu vom ajunge aici în locul acesta de chin. Dar, cum spune în Evrei Sfântul Apostol Pavel, capitolul 4, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, prea târziu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți frași și iubite surori, a <coughs> de obicei dăm mulțumire Domnului pentru toate binecuvântările de care suntem învrednici să le primim aici în casa lui Dumnezeu și mai ales prin faptul că încă mai putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ce n-ar mai da el bogatul din iad să mai audă cuvântul lui Dumnezeu? Ce n-ar mai da ei toți cei care au plecat necredincioși de pe pământ să se întoarcă și parcă i-au zis strigând, Doamne, Părinte Avraame, mai lasă-ne măcar o dată să mai mergem și noi la biserică, poate că dacă ni se va mai face hatărul acesta, nu vom ajunge aici în locul acesta de chin. Dar, cum spune în Evrei Sfântul Apostol Pavel, capitolul 4, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu, prea târziu. După moarte, e prea târziu. Sunt lucruri care, dacă nu le-ai făcut la vremea lor, scrie clar, e prea târziu. Dacă te duci la medic cu o boală incurabilă, într-o formă cronică, îți va spune medicul prea târziu. Dacă veneai tu la faza incipientă a bolii, mai existau metode, mai existau tratamente, dar acum e prea târziu. De aceea, în zadar se mai grăbește cel care a ajuns dincolo de moarte la mântuire. Pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Prorocul, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala și cine dă năvală, pune mâna pe ea. Deci împărăția lui Dumnezeu nu se dă unor gură cască, ci unor oameni care și-au pus pe inimă mântuirea și aleargă după ea. De aceea trebuie să fim mulțumitori Domnului pentru că noi putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu poate să ne schimbe, poate să ne dea tărie, poate să ne determine pe fiecare dintre noi să luăm un alt drum, dacă nu l-am luat până astăzi, împreună cu Domnul Isus. Bogatul din Evanghelia de astăzi nu a ajuns în iad sau în chinurile locuinței morților pentru că era bogat, ci pentru că era nemilostiv. Nici bogăția, nici sărăcia nu sunt o virtute în sine. Așa cum a zis bine fratele Viorel, că sunt destui săraci care înjură de Dumnezeu și care-s și care-s puturoși și care trăiesc în fel de fel de păcate, și sunt destui bogați care preamăresc pe Dumnezeu cu avutul lor. Pentru că celui ce îi se dă mult, așa spune Evanghelia, îi se va cere mult. Nu, vedeți, există bogăție materială și bogăție spirituală. Acum gândiți-vă, nu, nu suntem bogați aici? Oare nu ne va întreba Dumnezeu, spune fratele Trean, oare n-ai să-mi cer talanții care mi-ai dat și nus? nu No, Dumnezeu ne-a dat aici în oastea Domnului așa mulți talanți, cinci talanți ne-a dat, cel mai mult, Maximul care putea să se dea. Și totuși, noi, pentru că suntem bogați, va trebui odată să răspundem și de bogăția aceasta pe care am primit-o de la Dumnezeu. Bogăția harului, bogăția cuvântului, bogăția părtășiei frățești. Bietul nostru bogat sau săracul bogat și bogatul Lazar, Sărac, pentru că vedeți, a ales praful de toată bogăția lui în fundul iadului. Bogatul mă refer. Și săracul, pentru că și-a adunat o adevărată comoară, cum spune în Evanghelia de la Matei, capitolul 5, adunați-vă comoară în ceruri, unde molia nu le mănâncă nici rugina și unde furii nu le amenință să le fure. Bogăția care și-o strânsese, Lazar, care credeți că era bogăția lui? Domnul Iisus. De-aia spune, Domnul e tăria mea, asta înseamnă Lazar. Vedeți, adevărata bogăție, cum cântăm noi cântarea, toate averile din lume sunt un fum. Și apoi îi spune refrenul, să-l câștigi, să-l câștigi pe el, vin de casă, vin de masă, totul lasă, numai să-l câștigi pe el, pe Domnul Isus. Adevărata bogăție a noastră nu este în partea materială, ci adevărata bogăție când l-am aflat pe Domnul. Fratele Traian spune, când te-am aflat pe tine, Doamne, eram atâta, n-aveam nimic, dar mi-ai dat totul, Doamne Isuse. Când te-am aflat pe tine, Doamne Isuse, am aflat tot ce poate fi numit în lumea aceasta bun, frumos și minunat. De aceea, să mulțumim Domnului că am putut să primim și noi cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un singur lucru care mi-a stat așa pe inimă să, să vi-l împărtășesc și frățiile voastre, despre veșnicia chinurilor. Poate că pare absurd sau de neînțeles, nu se împacă cu nesfârșita iubirea lui Dumnezeu și cu chinurile fără de sfârșit ale păcătoșilor. Cum să îngăduie Dumnezeu ca chinurile acestea să n-aibă niciodată sfârșit. Și totuși Evanghelia ne spune că așa va fi, pentru că Dumnezeu va alunga pe cei păcătoși într-un foc care nu se stinge, nu se mistuie niciodată, spune Evanghelia. Dar înțelesul este în altă parte. Nu Dumnezeu a creat iadul, nu Dumnezeu trimite păcătoși în iad și nu Dumnezeu e Cel care condamnă, ci noi singuri ne alegem drumul acesta. Pentru că Dumnezeu ne-a creat liberi, Dumnezeu ne-a creat cu libertate, Dumnezeu ne-a creat să ne alegem noi destinul și noi singuri, cum spune, tu singur, nu tu, numai tu singur, îți alegi raiul sau iadul de pe acest pământ. Și atunci iadul ne l-am făcut singuri. Unii trăiesc de pe pământ în iad. Unii își fac iadul de aici, de pe pământ. Familia lor este un iad. Viața lor este un iad. Vorba lor este un iad. Gura lor este un iad. Și atunci iadul și l-au construit de pe pământ. Pe când alții... Poate să-și facă raiul de pe pământ, dar condiția ei ca să treci dintr-o parte într-alta e să-l primești pe Domnul Isus. Fără Domnul Isus nu putem să trecem de la moarte la viață. El este eliberatorul nostru. El ne-a trecut cum a trecut Moise poporului Dumnezeu prin Marea Roșie, ne-a scos din robia egiptenilor, adică din robia diavolului, și ne-a dus, ne-a strămutat dincolo de Iordan, în țara făgăduită, în țara mântuirii, care este bucuria și pacea și iertarea Domnului Isus. Gândiți-vă ce înseamnă chinurile veșnice. V-am mai spus eu despre cartea aceea scrisă de Dumnezeu să-l ierte un mitropolit al Ardealului în altul Antonie, cu care fratele Traian Dorz a avut o frumoasă relație. Până în 89, fratele Traian, când era prigonit, de multe ori era primit la mitropolia de la Sibiu și era ascultat de acest om al lui Dumnezeu, de acest mitropolit, care multe din predicile pe care le-a scris și are multe pilde le-a auzit de la fratele Traian. Ceasuri întregi, îl chema pe fratele Traian și îl asculta. Fiind un om înțelept, un om titrat, un om adică citat, citit, un om uh, foarte bine documentat, foarte multe lucruri a învățat de la fratele Traian. Și el a scris o carte, trei ceasuri în iad. Și în cartea aceasta rezumată, v-am mai spus eu de multe ori, pe scurt, un om bolnav din Grecia uh, era de mulți ani cuprins de o boală foarte grea și fiind om credincios se ruga Domnului ca să-i curme suferința, și a zis, Doamne, nu mai pot, de multe ori poate trecem și noi prin situații de astea, cum spunea sora Nașa Angela, că de multe ori zici parcă, Doamne, ia mă, nu mai pot, nu mai suport, sunt chinuri grele care te, te apasă, te, de, poate pe unii chiar îi deprim ajung vieții oameni în suferință. Și omul acesta era în situație ca asta și striga mereu la Domnul, pentru că el nădăjduia în Domnul, Doamne, ia-mi durerea, Doamne, scapă-mă, ia-mă la Tine, fă ceva cu mine că nu mai suport. Și după ani de zile de rugăciune, de suferință, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor sale, pentru că Dumnezeu întotdeauna răspunde. Problema e cu timpul. Noi am vrea ca Dumnezeu acum bătut la ușă imediat să ne deschide. Nu-i chiar așa. Că și Dumnezeu a bătut la ușă inimii noastre ani de zile și n-am răspuns. Și după ani de zile Dumnezeu răspunde printr-un înger și îi spune, uite, rugăciunea ta, cum i-a spus lui Corneliu, rugăciunile tale și milostenile tale au ajuns până la cer, îi spune lui Corneliu Sutașu. Omul îi spune, rugăciunea ta a ajuns la Tatăl că toate rugăciunile noastre ajung într-un singur loc și știți unde? La Tatăl Ceresc. Mijlocitorul nostru este Domnul Isus și toate rugăciunile acolo ajung înaintea Tatălui. Nici o rugăciune nu e trecută cu vederea. Depinde de vremea împlinirii ei sau de scopul împlinirii rugăciunii. Și acum a spus, uite ce s-a hotărât pentru tine. Ori mai rabzi pe pământ trei ani, ori să mergi trei ceasuri în iad. Și mă mântuiesc, te mântuiești după trei ceasuri în iad, apoi își vei fi dus în împărăția lui Dumnezeu. Și omul nostru a fost aruncat acolo cu repeziciunea aceasta a sunetului, aproape cu viteza sunetului, a fost aruncat în iad. Și a spus, după trei ceasuri, vin să te iau de aici, a spus îngerul. Și au trecut, așa, de mult, a trecut timp, au trecut ani și la un moment dat apare îngerul, ca să vină să ia sufletul de acolo după cele trei ceasuri. Și spune omul nostru, așa, parcă și disperat și dezamăgit, zice, nu știam că și îngerii mint. De ce spui așa? Păi ai spus că vii în trei ceasuri și au trecut 300 de ani ce dragul meu, au trecut decât 3 minute. 3 minute erau 300 de ani. Timpul se dilată, ați văzut când ai o suferință. Când te doare măseau într-o noapte, simți că nebunești. Zici că nu se mai face ziua. Și durerea îți dă impresia aceasta că timpul se oprește. Și omul a spus, nu, dragul meu, mai bine dumă pe pământ să mai supăr 30 de ani, așa cum am fost până acum, decât să mai ajung vreodată aici. Vedeți ce înseamnă, spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul lui David, că o zi înaintea lui Dumnezeu este o mie, ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, spune psalmistul. Deci la Dumnezeu nu există timp. Spune că odată un călugăr uh, era de rând la mănăstire acolo, făcea curățenie și făcând curățenie a început să audă o pasăre cântând. Și așa de duios cânta pasărea aceasta și zbura din pom în pom. Și s-a luat după ea. Și iar zbura în alt el se ducea după ea să o asculte și a ajuns așa departe. După ce a trecut o perioadă de timp ce mă întorc la mănăstire, se întoarce la casă, când vede poarta mănăstirii schimbată, nu mai era ce știa el, tot locul a era, dar poarta schimbată, când bate la poartă, cineva ne cunosc, cine ești dumneata? Păi sunt cu tare, care am plecat adinea urșo din mănăstire, să zice, domnule, nu te cunoști cine ești, nu, nu faci parte din frățietatea noastră, nu... Și cum, domne, acum am plecat, acum câteva ore de am lipsit de aici? Nu, nu stai să chem pe stareț. Chiamă pe stare și cum te chem, dumneata? Așa, așa, așa. Și stai să mă uit în arhiva mănăstirii. Să uit acolo în arhivă când, acum 300 de ani, a găsit un nume ca al lui. Și, domne, dumneata, ai trăit acum 300 de ani. Nu mai ești de pe lumea aceasta. Ca să vedeți ce înseamnă dilatarea timpului. Ce înseamnă să trăiești în spațiul lui Dumnezeu, ce înseamnă să trăiești în timpul lui Dumnezeu. Așa de minunat zice fratele Traian, nici nu vom ști când va trece veșnicia. Pentru că la Dumnezeu, zice, o mie de ani sunt ca ziua de ieri. Așa de minunat este. Și acum întorc la chinurile veșnice. Gândiți-vă ce înseamnă să ajungi o veșnicie despărțit de Dumnezeu. Domnul Iisus, în o singură clipă a fost despărțit de Dumnezeu și a strigat cu durere. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Noi oamenii trăim despărțiți de Dumnezeu o viață întreagă și nu ne pasă. Toată viața trăiește omul fără Dumnezeu și fără teamă de păcat și de Dumnezeu și nu are nicio durere. Pentru omul credincios, despărțirea de Domnul înseamnă iad. Despărțirea de Domnul Iisus, de părtășia cu El, înseamnă moarte. Și fac o paranteză. Uitați-vă în urmă la ziua de joi, unde marea majoritate a fost la Sfânta Biserică, la Taina Sfintei Împărtășanii. Cum a fost bucuria aceea, că parcă timpul se oprise pe loc, și ori de câte ori ne apropiem de Sfintele Taine și suntem în aceasta puternică cu Domnul, parcă uiți de tot. Nu mai simți că trăiești pe lumea aceasta și bucuria aceasta parcă ai vrea o Doamne să nu se oprească. Dar e decât pentru un moment. Ai dori ca bucuria pe care o trăiești acolo în fața Sfântului Altar, împreună cu frații în genunchiați, în rugăciune, în lacrimi, înaintea trupului și sângelui Domnului care s-a pentru noi, să jertfește pentru păcătoși ca noi, Bucuria aceea parcă îi zice că să nu mai treacă. Așa este veșnicia. Veșnicia fericită. Dar este veșnicia nefericită pentru cei mai mulți oameni. Și încă o dată spun, nu Dumnezeu a creat nefericirea. Nu Dumnezeu a creat iadul și nu Dumnezeu a trimite acolo, ci omul își creează de aici, de pe pământ. Cine îl primește pe Domnul Isus are viața veșnică. Vedeți, bietul bogat se gânde el în sinea lui să facă trei rugăciuni către părintele Avram să roage să-i înmoaie vârful limbii cu un pic de apă, să îmi pună vârful degetelor în pic de apă, să-i pună pe vârful limbii. Ce să te răcorească? Probabil că numai impresia aceasta sau autosugestia că ți-a atins cineva limba cu apă să-ți dea un pic de răcorire. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta, spune. Grozavă chinuire și grozav chin este acolo unde e despărțire de Dumnezeu. Frații mei, gândiți-vă că Domnul Iisus a trăit vârcolirile morții și zvârcolirile morții de pe cruce a fost nu atât de dureroasă moartea Domnului Isus, cât clipa despărțirii de Tatăl. Cât a fost câteva clipe că spune Dumnezeu, Tatăl, când l-a dat pe Domnul Isus la moarte acum 2000 de ani pe dealul Golgotei și a întors fața de la lume. N-a vrut să-L vadă pe Domnul Isus cum îl chinuim noi. Nu putea să vadă. De ce? Pentru că Domnul Isus avea toate păcatele lumii și spune că ochii lui Dumnezeu sunt prea sfinți și nu pot vedea păcatul. Toate păcatele au grămădite pe Domnul Isus. Că așa spune Isaia în 53. El a luat asupra lui păcatele noastre. Și pentru că avea asupra lui păcatele noastre, Dumnezeu nu putea să privească la Domnul Isus. Și clipa aceea a fost disperată pentru Domnul Isus. De aceea a strigat cu durere. Și acum vedeți, El cere să-i se moaie. E posibil așa ceva ce nu se poate. Că ăia de aici nu poate să treacă dincolo și invers. Nu se poate. Că e o prăpase de netrecut între noi și voi. Și atunci dacă este o astfel de prăpastie, cine poate fraților să, să stingă sau să depășească această prăpastie? Nimeni nu poate. Dacă s-ar fi putut să întâmple așa ceva, i-ar fi dat voie Avram lui Lazar să se ducă la el și a spus nu se poate așa ceva. Bine, dacă nu se poate lucrul ăsta, vedeți, aici cât a trăit pe pământ n-a simțit ce înseamnă mila pentru alții. Dintr-o dată i-s-a făcut milă de frații lui. Păi cât erai pe pământ n-aveai un frate la poartă pe Lazar. De ce nu ți-a dus aminte de el? De ce nu ai trimis la el acolo să-l miluiești? Că era fratele tău, de, de, ca om, fratele tău. Și totuși, acolo se naște, vedeți, e prea târziu să-ți se nască niște sentimente care aici nu ai putut să le trăiești. Mila, bunătatea, altruismul, adică altruismul să ai milă de altul, să te dăruiești pentru altul. Și spune, mai am cinci frați acasă. Să nu vină și ei în locul acesta de chin. Dumnezeu ne-a trimis o scrisoare din cer. Și-a pus un cutia poștală la fiecare dintre noi, să numește Vestea Cea Bună Evanghelia. Și Domnul Isus ne-a spus că e rai și iad. Și Domnul Isus a spus că El a venit să ne ducă în rai. Că a venit să ne ducă pe fiecare dintre noi pe calea cea bună, calea mântuirii. Să mergem cu El, a spus Domnul Isus. Și oamenii disprețuiesc această chemare a Lui Dumnezeu. Și când ajung acolo, Doamne, dacă s-ar putea să trimiți acasă la cineva, pe cine să? Am trimis, v-am spus, dar dacă voi nu vreți, și în final, Abraham, lui Avram îi mai cere ceva. Ce nu, părinte, nici așa, mai fă o minune. Uite, înviază pe unul din morți și să meargă el înviat ca mărturie înaintea celor din casa mea. Ce nu, nu, nu se poate așa ceva. Deja a înviat cineva. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre el este ce este cuvântul lui Dumnezeu. Este viață, nu? Viața veșnică este în cuvântul lui Dumnezeu în aceste cuvinte sfinte lui Dumnezeu este ascunsă viața. Și cine primește viața a trecut de la moarte la viață. Cine primește cuvântul lui Dumnezeu și crede în el și îl ascultă pe el, a trecut de la moarte la viață. Au pe Moise și pe proroci. Asta le spune evreilor. Nu ne spune, aveți Evanghelia. Aveți cuvântul lui Dumnezeu care de 2000 de ani se propovăduiește, de 2000 de ani vă cheamă. Nu, și dacă ar învia cineva din mor și dovadă am spus și azi de dimineață, nu cred eu că cineva se va întoarce la Dumnezeu dacă va vedea un mort în viat. L-au văzut pe Lazar și ce au vrut să facă cu Lazar? Să-l omoare și pe Lazar pentru că îi se lor că e depășit în ceea ce spune el. Domnul Iisus a înviat cu slavă și n-au crezut oamenii. A înviat Domnul Iisus a treia zi și iată, după 2000 de ani, oamenii tot nu cred în Dumnezeu. Pentru că orice minune ar vedea omul, știți cum e minunea? Minunea, câtă vreme o vezi, o crezi, nu? o, rămâi uimit, așa spune mereu Evanghelia când descrie o minune, fie vindecări, fie învieri, zice, toți au rămas uimiți. Dar uimirea asta ține cel puțin trei zile, că după o minune, cere altă minune. Și altă minune și tot așa. Ori Dumnezeu nu a venit să facă minuni. Dumnezeu a venit să ne aducă credința. Să credem, adică pe încredere. Noi umblăm acum prin credință, spune Sfântul Apostol Pavel. Ori urmarea asta prin credință ce înseamnă? Să așteptăm făgăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făgăduit că dacă vom fi cu El, vom rămâne cu El, vom avea parte de El. Și trebuie să credem. Dacă nu credem, se întâmplă cu ce a făcut. Credeți că bogatul ăsta n-avea și el credința lui? Avea credința lui, să știți, dar el credea așa. Aici e raiul, aici e iadul, mănâncă, bea și te veselește. Că dincolo cine știe ce o mai fi? E, uite că avea credința lui, cum au toți oamenii din ziua de azi. Am și o credința mea, am și eu Dumnezeu meu. Spune cineva dimineață, ce lasă că pe lumea cealaltă ne întâlnim unii cu alții, vă ce mâncare, și... Parcă uneori îți vine să zâmbește așa oamenii, cât de naivi pot fi și pot să creadă, să -și... dar își fac o închipuire așa oamenii, fără să, să plece asupra cuvântului lui Dumnezeu. Cât de amăgiți sau dezamăgiți vor fi oamenii când vor vedea că ceea ce au crezut i-au crezut o minciună, ceea ce ei și-au închipuit, pentru că vedeți dacă credința ar fi cum? Păi dacă ar fi credința după fiecare, așa cum gândim noi, ar trebui să facem 10.000 de biserici într-un sat. Că tu ai credința ta, fă biserica ta. Ăla are... Nu, credința, spune Sfântul Iacob, a fost dată o dată pentru totdeauna Sfinților. Nu se schimbă credința în funcție de cum vrem noi, de cum ne place nouă de... sau cum nu ne place nouă. Păi mie nu-mi place postul de 47 de zile. N-ar fi bine să-l să modificăm puțin. Mie nu-mi place miercurea și vinerea. N-ar fi bine decât toată la două săptămâni să postesc. Și uite așa, fiecare dacă ar fi după mintea lui să creeze credința, am avea fel de fel de credințe. Credința este cea care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Credința este aceea care este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici, în Sfânta Scriptură, avem normativul după care să mergem. Calea pe care nu care ni se întipărește nouă minte sau ni se șoptește nouă la ureche de către unii sau alții de pe stradă. Adevărata credință vine, spune cuvântul în roman, în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Credința se întemeiază pe adevăr, nu pe povești nemuritoare. De aceea, Vedeți că a toate aceste trei rugăciuni, al lucrul a descoperit bogat, rugăciunea. Păi acolo descoperi tu rugăciunea în iad, rugăciunea ai nevoie de ea pe pământ. Cât ești pe acest pământ, cum spune Mântuitorul în Evanghelia de la Matei, câtă vreme ești cu părâșul pe cale, împacă cu el. Ca nu cumva să te dea pe mâna temnicierului, temnicierul să te arunce în temniță și adevăr îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și ultimul ban, spune Mântuitorul. Deci câtă vreme ești pe cale, care e calea? Calea vieții câtă vreme suntem pe cale să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dar spuneți și eu, vrăjmaș cu Dumnezeu, da. Câtă vreme trăim în păcat, așa spune Sfântul Pavel în Efesen 2. Voi erați vrăjmași, în vrăjmășie cu Dumnezeu, trăiați în cu Dumnezeu în păcatele și fără de legile voastre, ale noastre, adică fiecare dintre noi.